În cadrul ultimei ședințe de Consiliu Local, unul dintre punctele de pe ordinea de zi a vizat modificarea taxelor și impozitelor aplicate sighetenilor. Înainte de a da cuvântul consilierilor locali, Tamara Vasiliu Calogherato, director la Direcția Venituri din cadrul primăriei Sighet, a punctat o serie de aspecte tehnice. Ați aprobat hotărârea 32 privind indexarea. Nu știu să zic. Indexarea s-a aplicat la valorile absolute. Deci, da, da, da. La tot ce înseamnă... E o plană pe care cei de la UGA trebuie să o facă până la sfârșitul anului. Alea pentru impozitul pe teren și pentru alte categorii avem o marjă de minim și de maxim. Da? Deci 2019 nu intră în acest minim și maxim. Și atunci aveți o propunere făcută în anexă, care eu, din ce am înțeles, rămâne așa cum este propus. Eu ce o să pun la impozitul pe teren la intravilar? Cât ce valoare o să pun dacă eu am un minim și un maxim la... Minim, da. Specificat pe minim. Anul 2019 a fost tot la nivelul minim. Tot la nivelul minim, indexat cu coeficientul de valorizare și gata. Sigur că este o creștere de 4 virgulă a acelui coeficient minim. Aia nu se datorează nouă, ci situației economice naționale. Avem două amendamente. Unu, păstrarea taxelor la nivelul minim. Așa. Deci la nivelul minim, prevăzut de lege, cu indexarea, cu rata inflației pe anul trecut. Și eu? Tu nu poți. Țineri împotrivă. Așa. Deci mergeți, vă rog frumos, și la taxă pe extravilar. Deci eu de-aia vă rog frumos. Ați avut două săptămâni, să nu vă supărați pe mine. Puteați să vă uitați sau să mă întrebați. Deci uitați-vă la teren cu construcții, da? Minimum este 23-30, maximi 32-84. 2019 am avut 31. Da. Deci înseamnă scădeți importul. Da. Din moment ce am zis la minim. Anul viitor, atât a fost anul trecut. Anul ăsta a fost 31. Atât rămâne. Bun. Deci, haideți să reformulăm. Eu cred că este corect să formulăm în felul, probabil că undeva. Păstrăm nivelul taxelor din anul 2019, virgulă, cu inflația minimă. Inflația nu este minimă. Nivelul din 2019 plus indexarea. Deci, încă o dată. Taxele pe anul viitor, pe anul 2020 vor fi cele din 2019 indexate cu indicele inflației. Da. Mai puțin minim cele două. Mai puțin cele două date. Da. Cine este pentru? Unanimitate. În concluzie, consilierii locali au dat vot unanim pentru păstrarea taxelor și impozitelor la nivelul minim prevăzut de lege, indexat cu nivelul ratei inflației pe anul trecut.